cronicilor, capitolul 7, versetul 14. Doi cronici, 7 cu 14. Vom citi doar acest verset, versetul 14. Un verset pe care îl știm așa de bine. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Amin. Vă rog să locurile. Este bine să fim în prezența Domnului și în această seară. Așa cum am fost și azi dimineață, așa cum suntem în fiecare duminică. Și nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar eu parcă simt așa o oboseală, atât fizică cât și spirituală, în viața mea și simt așa o oboseală parcă fizică și spirituală, și în biserică, oarecum. Și noi știm că Dumnezeu nu la asta ne-a chemat. Dumnezeu ne-a chemat la o odihnă. Dumnezeu ne-a chemat să ne dea o viață din Belșug. Dumnezeu ne-a chemat la, nu la un program de biserică, ci la un serviciu în care putem să experimentăm prezența Lui, în care putem să-L simțim pe El la lucru. Și mulțumim Domnului că și în timpul de închinare am simțit Duhul Său cel Sfânt lucrând în viața noastră. Am, a fost așa de bucuros când am văzut cum întreaga biserică a cântat. Cum ne-am rugat, cum am venit înaintea lui. Însă, rugăciunea mea și cred că și rugăciunea dumneavoastră este ca acest cântec sau închinarea noastră să nu fie doar o închinare de duminică seara sau o închinare doar atunci când venim împreună la biserică și este bine să avem o închinare dinamică, ci să fie un mod de viață. Dar cum putem noi. Poate vă spuneți, poate vă gândiți pe bancă, frate Crinișor, cum pot să fiu fericit? Cum pot să-mi arăt bucuria în biserică când numai eu știu ce am acasă? Când numai eu știu problemele pe care le am, când numai eu știu prin câte mă zbat în fiecare zi, când numai eu știu ce probleme am cu soțul sau cu soția sau cu, cu tare sau cu tare persoană, cum pot eu să-mi exprim această bucurie? Aș fi fățarnic. Să trăiesc ceva acasă și apoi la biserică să trăiesc cu totul altceva. Nu pot! Și oarecum mai dreptate. Dar vedeți dumneavoastră Dumnezeu, din când în când, și Dumnezeu de fapt vrea, dar Dumnezeu este Cel care vrea să schimbe starea aceasta de lucrurile noastră Dumnezeu este Cel care poate să ne dea bucurie chiar și în cazurile noastre. Dumnezeu este Cel care poate într-o zi ca aceasta și într-o seară ca aceasta, să ne trezească. Acesta este cuvântul pe care noi îl folosim, noi românii. În engleză este revival. We need a revival, yes? Credeți că avem nevoie de revival? Cred. După cum am auzit că ați răspuns, cred că avem nevoie de revival. Că am fost puțin cam adormiți, așa. Avem nevoie de o trezire. Și poate stai pe bancă și spui, eu nu am nevoie de trezire. Am ok, am fine, exact cum vă spuneam sâmbă, duminica trecută, eu am urcat în avionul mântuirii, mi-am pus placa Do not disturb me, mă culc și adorm și până în ceruri nu mă mai scol. Lăsați-mă în pace. Well, it's not like that. Pentru că datorită faptului că nu avem această trezire, de asta viața este monotonă. De asta poate vii la biserică și ți se pare serviciul monoton. De asta nu poți să participi la închinare. De ce? Pentru că nu avem această stare pe care Dumnezeu poate să ne-o dea. Aș vrea să spun câteva întrebări dacă încă mai crezi că nu ai nevoie de trezire? Mai sunt încă domenii în viața ta în care poți crește? Sunt. Înseamnă că avem nevoie de trezire. Mai ai păcate ascunse cu care te lupt și nu poți scăpa de ele? Oh, yes! Avem nevoie de trezire. Mai trăiești încă o viață de învins și nu de învingător? Da, de multe ori trăim această viață. Avem nevoie de trezire. Trăiești încă cu nostalgia zilelor din trecut, când Dumnezeu lucra într-un mod extraordinar în viața ta. Înseamnă că ai nevoie de trezire. Înseamnă că avem nevoie de o reînnoire pe care numai Dumnezeu poate să o dea o reînnoire spirituală. Adevărul este că fiecare din noi, indiferent cine am fi, păstori sau oricine, avem nevoie în viață de. Uh, treziri din aceste de perioade în care Dumnezeu să ne ridice, în care Dumnezeu să ne dea o nouă, un nou imbold, un nou impuls spiritual. Avem nevoie de reînnoire aceasta. Și frați și surori, haideți să recunoaștem, mai ales noi care avem background pentecostal. noi știm că avem nevoie de trezire. Noi știm lucrul acesta. Ne place biserica, ne plac toate activitățile organizate de biserică, ne place să fim împreună, dar ne dăm seama că este ceva mult mai mult decât atât. Ne dăm seama că lipsește acel zel pe care trebuie să-l avem. Și haideți să vorbim în această seară. Bazat pe acest verset, este versetul clasic despre trezire. Într-o predică simplă, am spus simplă, I minte. Mean Într-o predică simplă, știu că am. Am tendința să complic uneori predicile. Știu asta, am guilty as charged, ok? Într-o predică simplă, pe care am intitulat-o Dacă poporul meu dorește trezirea. Dacă poporul meu dorește trezirea. Și știu că dorim trezirea. Aș vrea să ne uităm în primul rând la beneficiarii trezirii. Cine sunt cei care pot să spere în trezire? Cine are nevoie de trezire? Știi cine are frate, asta de lângă mine, care doarme. Cineva a spus acolo, bine, zis că el are nevoie. Am, toți avem nevoie, cei răscumpărați de Domnul. Eu și cu tine, care suntem de 20, de 30 de ani în biserică. Domnul Dumnezeu i-a spus lui Solomon, dacă poporul meu, dacă poporul meu, asta înseamnă dacă noi, copiii lui Dumnezeu, Trezirea este o lucrare suverană a lui Dumnezeu prin care Dumnezeu își cercetează copiii. Vine și îi cercetează acolo unde sunt și aduce el binecuvântările lui, cele spirituale și cele materiale. Cineva spunea trezire înseamnă când te îndrăgostești încă o dată de Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb. Te-ai îndrăgostit de Dumnezeu încă o dată? Fratele Gabi spune aici, despre A.W. Tozer, este un, a fost un om care a predicat despre trezire așa de mult și a spus: Ce ai tu în minte când te gândești de, la Dumnezeu? Ai o frică numai, Doamne, mă bate Dumnezeu? Sau este, de fapt, dorința ta? E, e, Dumnezeu este ființa aceea pe care o iubește așa de mult, Dumnezeu acela care s-a coborât la tine, Dumnezeu acela care vrea să te ridice. Trezirea este pentru mine și pentru tine, pentru copilul lui Dumnezeu. Trebuie să ne îndrăgostim din nou de El. Trezirea e pentru poporul lui Dumnezeu. Frați și surori, eu sunt părinte și dumneavoastră care sunteți părinți, eu n-aș vrea să-mi văd copiii mei dormind tot timpul. așa e? Nu-mi place. Vreau să-i trezesc la lucru. Asta e mai mic doarme aici. Am dormit. S-a trezit acum. Trezirea va aduce un nou suflu în popor. Va alunga monotonia. Trezirea este pentru noi, nu pentru alții. Amen? Amin. Beneficiarii trezirii suntem noi, Biserica Agape în cazul nostru. Al doilea lucru. Haideți să ne uităm și aici am să accentuez cel mai mult bariere în calea trezirii. Care sunt barierele în calea trezirii? De ce Dumnezeu nu dă trezirea? De ce nu avem trezire? Noi știm să cântăm, Doamne, vrem trezire, Doamne, dorim lucrul acesta, dar îl dorim oare cu adevărat? Dorim oare acest lucru din toată inima noastră? Trezirea este unul din evenimentele pe care satana nu le vrea în biserică. Pentru că nu vrea creștini trăiești. Nu vrea să fim plini de zel pentru Domnul. Și de aceea va îngădui și ne va pune în față câteva obstacole. Și haideți să vedem care sunt ele. Așa cum sunt scrise aici în textul acesta. Spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga. Primul lucru este mândria. Mândria. Frate, eu n am probleme cu mândria. Oare? Oare? Primul obstacol în calea trezirii este mândria. Azi dimineața vorbeam puțin despre. Am vorbit puțin despre lucrul acesta. Despre Petru care a fost atât de sigur pe el. În Vechiul Testament, mândria vorbește despre. folosește un cuvânt care descrie valul mării care se ridică în sus. Când Domnul vorbește despre un om că este mândru, vorbește despre oamenii care vor să iasă în evidență. Este vorba de mândria aceea care ne poate cuprinde pe oricare dintre noi. Pe oricare dintre noi. Mândria merge înaintea pe irii, nu? Și aș vrea să ne întrebăm în această seară dacă nu cumva suntem caracterizați de această mândrie. Nu, frate, noi nu. Domnul Iisus Hristos îi spunea bisericii din Laodicea pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Pentru că zici lucrul acesta. Dumnezeu are ceva împotriva unei biserici care zice, am nevoie de toate. Am, am, am de toate. Îmi sunt destul. Pentru că ne-am învățat să funcționăm fără ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci cădem în pericolul de a fi căldicel. Un pic de cântec, un pic de rugăciune, and we are okay, we go home and that's it. Și Dumnezeu se uită la noi și spune, dar ce cu voi, domne? ce cu voi? Ce sunteți așa de amorțiți în această seară? Cei care sunt aici pe scenă, cei care păstorii sau echipa de închinare, câteodată se miră și zice, domnule, nu știu ce se întâmplă, parcă nu vor oamenii să cânte, nu vor oamenii să se roage. Ce se întâmplă? Și frate, oare ce se întâmplă? Oare de ce nu vrem? Păi nu-mi place cutare care e pe scenă, dar tu lui te rogi. Tu la omul ăsta te rogi. Tu la mine te rogi, frate. Doamne ferește dacă la mine sau la ei te rogi. Noi când ne rugăm, ne rugăm lui Dumnezeu, bine să fie numele Lui. Dar câteodată ne prinde cu o mândrie încă din aia spirituală, încă suntem mândri de smeriți ce suntem. Râdeți, dar așa este. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 5. Aș să te întreb în această seară și mă întreb în această seară dacă nu cumva am un pride problem. Câteva lucruri pe care le numerez. Un om care este mândru, number one, refuză să asculte și întotdeauna întrerupe pe alții. Aveți grijă când întrerupem pe alții când vorbesc. Trebuie să ne verificăm dacă nu cumva suntem mândri. Numărul doi, Îi place să vorbească întotdeauna despre sine. It's all about him or all about her. Just me, me, myself and I. 3. Are dorința să iasă în evidență. Patru, Crede că îi se cuvine totul. 5. Persoana asta nu este recunoscătoare. 6. Nu suferă să fie corectată și să fie criticată. Șapte, nu-i place să i se spună ce trebuie să facă. Opt, se laudă în prezența altora. Nouă, critică pe alții și denigrează pe alții pentru a arăta cât de bună este persoana. Știți, cel mai ușor lucru să te scoți în evidență și să-l pui pe altcineva jos. Și se întâmplă și fără să le dăm seama câteodată cădem în această pantă. Zece, pune nevoile proprii pe primul loc. Dumnezeu însă vrea smerirea noastră. Dumnezeu vrea să avem o inimă smerită. Să ne supunem în toate domeniile vieții lui. Dumnezeu, să putem să spunem cu fiecare, Dumnezeu este tot ceea ce am nevoie. Dumnezeu este tot ceea ce am nevoie. Fără El, nu mă descurc. Fără El, nu pot să fac nimic. Dacă am făcut ceva, dacă ceva ne-a ieșit în lucrarea noastră, este datorită Lui. Dacă ceva n-am făcut, dacă ceva nu e bine din ce am făcut, este datorită nouă, noi suntem de vină. Dar dacă ceva a ieșit bine, dacă Dumnezeu a lucrat prin noi, atunci toată gloria toată cinstea este a Lui, slăvit să fie numele Lui. Mândria. Mândria. am de vorbă dată cu un om al Lui Dumnezeu, a plecat la Domnul de mult, avea 70 și vreo 8 de ani, și vorbeam despre mândrie și spunea următorul lucru, Brother Stefan, if pride is there, you cannot do anything about it. You have to pray. Și m-am gândit mult la ce a spus. Dacă mândria e acolo, deci nu poți să faci nimic omenește, omenesc, despre această mândrie. You have to pray. Trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu. Și cred că fiecare din noi trebuie să lucrăm la aspectul acesta. Mândria, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Se va smeri. Dar noi nu putem să ne smerim. Că suntem prea cool în secolul 21 să ne smerim. It's not cool anymore să ne smerim. Și Dumnezeu așteaptă smerirea noastră. Și până când nu ne vom smeri, nu se va întâmpla nimic. Putem să facem ce vrem noi, putem să facem cele mai frumoase activități, putem să predicăm, putem să cântăm, putem să avem N plus 1 lucrări. Dacă nu ne smerim, Dumnezeu nu va lucra. 2. Spune Domnul acolo, se va ruga, prima dată te smerești, apoi te rogi. Și al, bariera în calea trezirii este lipsa de rugăciune. Again. Iarăși mergem la lipsa de rugăciune. Și azi dimineață lipsa de rugăciune. Și acum iarăși lipsa rugăciunii este o barieră. Da. Rugăciunea trebuie intensificată. Rugăciunea este atât de importantă, dar noi ne-am învățat să vorbim mai mult despre rugăciune decât să o practicăm. Să predicăm mai mult decât să o practicăm. Eu vă spun sincer, dacă m-aș ruga așa de mult cât aș predica, cred că ați avea un păstor extraordinar, unul perfect. Dar rugăciunea este lupta spirituală. În lupta spirituală mergem în rugăciune. Și satana va face orice să mă țină și pe mine și pe tine departe de rugăciune. Îți va da lucruri de făcut pentru Domnul, îți va da predici de făcut, îți va da bolnav de vizitat, îți vor da alte lucruri de făcut. Numai să nu te rogi, orice, dar să nu te rogi. Să nu petreci timp în odăiță cu Domnul. Și are el grijă să facă. Are grijă să te, întrerupă. Avem nevoie de rugăciune, frați și surori. Pentru că lipsa de rugăciune este soră cu mândria. Vă spuneam șase dimineață. Atunci când ești mândru, nu te rogi. Atunci când ești mândru, spui că n-ai nevoie de rugăciune. Atunci când ești mândru, spui n-am nevoie. Și numai când ai un necaz, când ai o problemă, atunci îți dai seama cât de mult înseamnă rugăciunea. Stăteam de vorbă cu cineva care a trecut printr-o mare încercare săptămâna aceasta și mi-a spus, frate Crinișor, altă dată când cineva îmi spunea, roagă pentru mine, spuneam, ok, eu să mă rog. Și mă rugam când îmi aduceam aminte. Dar săptămâna aceasta, prin necazul prin care am trecut, mi-am dat seama și de acum încolo când cineva o să-mi spună, roagă pentru mine, am să mă rog cu adevărat. De ce? Pentru că am înțeles ce înseamnă ca alții să se roage pentru mine. Și nu înțelegem până când noi nu avem nevoie de rugăciune. Dar Dumnezeu spune: Dacă poporul meu se va smeri și se va ruga, putem avea rugăciune fără trezire. Și de multe ori ne rugăm și vedem că nu se întâmplă nimic. Și așa este câteodată, nu se întâmplă nimic. Putem avea rugăciune fără trezire, dar nu putem avea trezire fără rugăciune. Așa este? Nu se poate. Degeaba, degeaba. Degeaba nu mai cântăm, sau degeaba nu mai predicăm, sau degeaba nu avem relații între noi. Dacă nu avem rugăciune, nu vine trezirea. Pentru că rugăciunea privește spre Dumnezeu și spune, Doamne, eu nu pot, Doamne. Doamne, tu poți, Doamne. Dumnezeul acesta măreț, Dumnezeul acesta mare, vrea să stea de vorbă cu noi. Și noi nu avem timp pentru Dumnezeu. Noi, noi ne grăbim în rugăciune. Noi trecem repede prin rugăciune sau nu ne rugăm așa cum ar trebui să ne rugăm. Apostolul Iacov spune în Iacov 4 cu 3, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Un pastor spunea, după ce s-a pensionat, am păstorit trei biserici în cei 60 de ani de pastorație și am avut trezire în fiecare din ele. Totuși, niciuna din aceste treziri nu a venit datorită predicilor mele, ci datorită rugăciunii fraților și surorilor din biserică. Nu datorită predicilor mele. Și frați și surori, trezirea în biserica Agape nu va veni datorită predicilor noastre ale păstorilor, ci va veni atunci când ne vom pune cu toții pe genunchi și vom cere îndurarea Domnului și vom căuta prezența Domnului. Amin? Atunci va veni trezirea. Pot eu să tot predic despre trezire, Pot eu și putem noi să tot cântăm despre trezire. Putem noi să tot spunem, da, avem nevoie de trezire. Dar dacă nu ne punem pe genunchi, dacă nu-l căutăm pe Domnul rugăciune, nu se va întâmpla nimic. Cert este că am uitat să-l căutăm pe Domnul rugăciune. Rugăciunile noastre sunt doar de pe buze, nu din adâncul inimii. Când ne rugăm, ne rugăm învârtindu-le în jurul subiectului, nu punem degetul pe rană. Cum să ne rugăm și să mă audă vecinul de lângă mine ce probleme am eu? Ce o să spune el despre mine? Dar nu te rogi lui, te rogi lui Dumnezeu. Cineva spunea rugăciunile noastre sunt anemice, antiseptice, de formă repetitive și generale. Așa este? Așa este. De multe ori așa sunt rugăciunile noastre. Și în loc să ajungă la cer, să opresc aici, în tavan. Și lui Dumnezeu nu-i plac astfel de rugăciuni. Leonard Ravenhill este poate omul care a predicat cel mai mult despre. Trezire, omul care a scris De ce întârzie trezirea Cartea aceea extraordinar de bună Pe care vă recomand la fiecare A spus următorul lucru The church is dying on its feet Because it's, because it's not living on its knees Biserica moare pe picioarele ei Deoarece nu trăiește pe genunchi Și este atât de adevărat Lipsa de rugăciune Este o barieră în calea trezirii Mândrie Rugăciune Lipsa de rugăciune. Și apoi urmează al treilea, prioritățile greșite. Prioritățile greșite. Se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea. Asta vrea Dumnezeu. Verbul acesta a căuta înseamnă a căuta prin orice metodă, în special prin rugăciune și închinare. Asta înseamnă să căutăm prezența lui în orice vreme. Bine, frate Hrineșor, ce îmi spui tu mie de să caut prezența Domnului? Că eu știu, eu am învățat teologie. God is omnipresent. Yes, that's right. God is omnipresent. Adică este peste tot. Dumnezeu e pretutine. De ce îmi spui mie tu, frate Hrineșor, să caut fața Lui? El este peste tot. Dar noi trăim ca și cum El n-ar fi aici. Așa este? De multe ori uităm. Sau credem că Dumnezeu e aici, doar în sanctuar. Și când am plecat acasă, am uitat de el. Dar al căuta pe Dumnezeu, așa cum spuneam acum o săptămână, înseamnă a face din el prioritatea numărul unu a vieții mele. A face din el ținta căutării mele. A iubi pe Domnul din toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată tăria mea, cu toată inima mea. Asta înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu. Să conștientizăm prezența Lui în orice vreme, să căutăm chipul lui. Dar cum îl căutăm, frate Cănișor? Cum să caut chipul lui? Hey, you know, we need to seek his face. And let me tell you something. Facebook was invented more than 2,000 years ago. Remember? I told you a few months ago. Facebook was invented by God. You want to seek his face, he's here. Seek his face. You want to know about him, read the Bible pray, seek His face. A căuta pe Domnul înseamnă a ne pune prioritățile în ordine. A căuta pe El și apoi celelalte lucruri. Și este foarte important. Și dacă nu țineți minte altceva, nimic din predica aceasta, din seara aceasta, țineți minte lucrul acesta. Trezirea nu vine la oamenii care caută trezire, ci la cei care caută fața lui Dumnezeu. Trezirea nu vine la oamenii care caută trezire, doar de dragul de a avea trezire. Doar de dragul de a avea un pic de manifestare a darurilor Duhului Sfânt și bune și alea. Ci trezirea vine la oamenii care caută fața lui Dumnezeu. Și după aceea vine și alte, vine și darurile spirituale și vine totul. Dar prima dată îl căutăm pe Domnul, nu căutăm darurile Lui. Săptămâna trecută vă spuneam despre lucrul acesta, când venim, când vinde din, din Călătoria în care sunt și vin cu valiza și copiii mei vin să uită la valiza mea, la geanta mea, să vadă, să vadă ce am în geantă. Și vă spuneam că mă doare lucrul acesta și te doare lucrul acesta, nu? Și cu cât sunt mai mici, cu atâta caută geanta. Dar cu cât sunt mai mari, nu se mai uită la geantă. Cu cât sunt mai maturi, nu mai caută geanta, mă vor pe mine. Și își dau seama ce înseamnă prezența lui tata în casă. Frați și surori, cu cât suntem mai maturi, nu căutăm ceea ce ne dă Domnul, ce are Domnul în geantă. Cu cât suntem mai maturi, îl căutăm pe Domnul pentru cine este El, amen? Căutăm fața Lui. Ne apropiem de El pentru că știm că de la El și numai atunci când Îl căutăm pe El, viața noastră va fi împlinită. Dacă faci din El prioritatea numărul unu a vieții tale, atunci Îți va păsa de lucrurile de care Lui îi pasă. Vom înțelege care sunt lucrurile pe care El pune preț, care sunt adevăratele valori. Vom iubi ceea ce El iubește și vom urâ ceea ce El urește. How can I know? De unde să știu ce vrea Domnul? De unde să știu, de unde să știu care sunt prioritățile mele? Și aș vrea să spun trei întrebări simple. Trei întrebări simple, ca să vezi care sunt prioritățile tale. Number one. On what activity do you spend most of your time? What activity do you spend most of your time? Just think about it. Care este activitatea pentru care îți petreci cel mai mult timp? Asta spune ceva de prioritățile tale. Job. Ei, nu, ne scuzăm. Noi, bărbații mei, după job ne, ascundem. ne scuzăm. Câte ore la job? Lumea asta are o 8 ore la job. Ai, frate, tu nu știi ce problema am eu. Trebuie să, vorbe, să lucrez două joburi. Oare? Poate sunt unele excepții. Dar dacă geabul e prima mea prioritate și Dumnezeu este pe locul doi, something is wrong. A doua întrebare. On what do you spend the bulk of your money? Pentru ce mai anume încheltuiesc banii? Here you are, frate, când înșor vorbești iar despre bani, nu prea vorbesc, să știți. Știți că nu vorbesc, așa -i? Nu vorbesc, dar banii ei vorbesc. Banii vorbesc de la sine. Unde mi investesc timpul? Unde mi investesc banii? Asta spun ceva de prioritățile noastre. Și apoi, la ce mă gândesc? What's the focus of our thoughts? La ce mă gândesc? Asta este extraordinar de important pentru că satana poate să ne instile gânduri și gândurile sunt cele mai private lucruri. Nimeni nu le știe! Nimeni nu știe ce gândim! soțiile noastre știu câteodată ce gândim noi bărbații. Sau le interesează pe ele. La ce te gândești? Dumnezeu știe însă. Dumnezeu știe. Ce ne frământă? Ce ne preocupă? Și Domnul Iisus Hristos, în predicat de pe munte, a spus versetul acela celebru, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Priorități greșite. Dacă nu ne vom revizui prioritățile, dacă nu vom căuta fața lui Dumnezeu, Degeaba vrem trezire. Degeaba vrem trezire, ca nu o să vină. Nu o să vină. Dumnezeu nu pune vopsea pe rugină, mai știți? Noi românii. You cannot paint the rust. If you paint over the rust, it's not gonna last. Of course, it's not gonna last. Dumnezeu nu pune vopsea, peste, nu pune trezirea lui peste păcatul nostru. He's not gonna do that. He's not gonna do that. Și asta ne aduce la patra barieră, religiozitate și se va abate de la căile lui rele. Se va abate de la căile lui rele. Despre ce este vorba aici? Despre păcat, normal, nu? Dar de ce am dat eu numele religiozitate? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu i a vorbit, le a vorbit unor oameni religioși. Evrei, mai ales în vremea aceea, acum nu sunt mai chiar așa, sper să nu mă audă nimeni. Erau foarte religioși. Se duceau la templu când trebuia să meargă, țineau toate sărbătorile, erau oameni religioși, erau oameni lui Dumnezeu. Și totuși li se părea că e ok să păcătuiască. Li se părea că este ok să se închine la idol. Li se părea că e ok să facă lucruri care nu îi plăcea lui Dumnezeu. Asta este religiozitate, fraților. Știți care e problema cu biserica din zilele de astăzi? Am căzut în capcana religiozității. Și când venim la biserică, ni se pare că îi facem lui Dumnezeu un serviciu, un favoare. Doamne, am venit la biserică, tu trebuie să mă binecuvintesc, că doar eu am venit la biserică. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Și Dumnezeu nu va binecuvânta religiozitatea noastră. Lui Dumnezeu nu-i place atitudinea aceasta, acum păcătuiesc și mă duc duminică la biserică și o să ascult o predică ce mă va ridica și o să fiu iertat. Dați-mi vorbea doi. Frate Grinșor, nu azi dimineața ai vorbit despre lucrul ăsta? Ba da, dar dacă tu cu gândul ăsta păcătuiești, spunându-ți că Dumnezeu și așa o să te ierte, that's a problem, that's a big problem. There is a big problem. Azi dimineața vorbeam de lucrurile, de greșelile, de păcatele pe care le faci din accident, nu din obișnuință. Și poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel, a căzut în această capcană a religiozității. A început să presupună că Dumnezeu și-așa iartă, Dumnezeu și-așa acceptă și în loc să caute sfințirea personală, a căutat altceva. Și noi de multe ori cădem în această capcană, trebuie să fim preocupați de cum să ne sfințim mai bine, nu să ne simțim mai bine. E o diferență de o literă. Cum să ne sfințim mai bine, nu să ne simțim mai bine. Isaia 59 cu 2, pune-te pe, pe screen, cami, un verset pe care știm așa de bine. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și le împiedică să vă asculte. Asta ne spune Dumnezeu. Asta a spus Dumnezeu poporului Israel. Păcatul ne ține departe de prezența Domnului. Apoi, păcatul închide urechile Domnului. Proverbe 28 cu 9, dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. God is sick and tired of this kind of prayers. Dacă trăiești în păcat și te mai rogi din când în când, gândurile noastre pot să fie afectate. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul, spune psalmistul. De ce nu avem trezire? Pentru că ne-am obișnuit cu religiozitatea. Spunea cineva și îmi place foarte mult acest lucru și repet, cei care sunteți cu mine de mai mult timp știți, problema bisericii de astăzi este că biserica este atât de lumească și lumea atât de bisericească încât nu mai există nicio deosebire între una și alta. Și aici este problema. Și Dumnezeu se uită la noi și se uită la ei. Ce fac? Există o trăire autentică? Văd o trăire autentică la Crinișor, vă, văd o trăire autentică la Mircea, văd o trăire autentică la Gabi, văd o trăire autentică la Liuța, am dat numai niște nume și am început cu mine. Văd o trăire autentică la Cutare sau la Cutare? Și aici ne prinde Dumnezeu pe fiecare. Frați și surori, suntem mântuiți prin har și Dumnezeu, într-adevăr, și-a arătat harului de atâtea ori față de noi. Dar harul acesta nu este un license to sin. Nu înseamnă că putem să facem ce vrem, pentru că suntem mântuiți, și dacă suntem mântuiți, suntem mântuiți pentru totdeauna, we can do whatever we want. That's wrong. We cannot do whatever we want. Noi trebuie să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Și ați vrea să te întreb în această seară, dacă trezirea Bisericii mele ar depinde de cât mă rog eu de cât de mult doresc eu trezirea, de cât de multe lucruri fac eu în vederea trezirii. Oare ar fi o trezire în biserica aceasta? Dacă ar depinde numai de mine. Dacă Dumnezeu m-ar măsura numai pe mine și ar zice, ok, crinșor, dacă tu pui standard, dacă tu te ridici la standardul pe care eu îl vreau, o să aduc trezire în biserică. Gândește-te în dreptul tău. Și atunci nu mai dai vina pe alții. Nu mai dai vina pe altcineva. Trebuie să începem să mergem înaintea Domnului cu mărturisire, să ne mărturisim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, noi am greșit, noi suntem prea mândre, noi ne-am înțepenit grumaze, Doamne, noi nu mai vrem să ascultăm de tine, Doamne. Patru bariere în calea trezirii. Și eu am mai adăugat a cincea. Înseamnă amânare. Amânarea este o altă barieră. Vestetul 13 pe care nu l-am citit, spune următorul lucru. Dumnezeu spune poporului Israel, când voi închide cerul și nu va mai fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu. Sunt trei când acolo. Când va veni momentul ăla și vor, Dumnezeu vorbea despre pedeapsă acolo. Noi nu prea vorbim despre pedeapsă că nu mai e ok acum să mai vorbim despre pedeapsa Domnului. Dar Dumnezeu mai și pedepsește când vorbește Domnul. Și în limba engleză scrie acolo, versetul 14, pune tot ceea ce noi am trecut acolo și spun. este, vedeți, And turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Este un cuvânt pe care, care lipsește în traducerea românească. Atunci sau apoi, atunci voi auzi din cer, atunci o să le ascult, îl voi asculta din ceruri. Acest den, acest atunci se referă la timpul în care Dumnezeu va trimite trezirea. Când vei trimite, Doamne? Numai Dumnezeu știe, e adevărat. Dar Dumnezeu nu va trimite până când noi nu ne vom pune în regulă cu fiecare din aceste lucruri, mândria, lipsa rugăciunii, priorități greșite, religiozitate și apoi să nu mai amânăm să trecem la acțiune. Că putem toți să predicăm, putem să toți spunem că avem nevoie de trezire. Dacă noi nu facem nimic, ce se întâmplă? Nimic. Nu se va întâmpla nimic. Noi vrem să cadă focul pe altar. Așa cum a căzut pe vremea lui Elie, să aprindă Domnul, să cadă focul pe altar. Dar credeți că Domnul va aprinde focul până când gerfa, nu e pusă pe altar? Va, va trimite domnul, va aprinde domnul a, focul pe altar până când nu este jertfă? Nu. No. Și atunci care este jertfa noastră? Care este de fapt obligația noastră? Apostolul Pavel ne spune clar Roman 12 cu 1. Ce spune apostolul Pavel? îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, aceasta va fi o liturgie, spune în limba greacă. Asta va fi o închinare. Ce să ducem Trupurile noastre. Să le punem pe altar. Când? Frașii și surori, biserica agape. Când? Când? Astăzi. Vrem noi să facem locul acesta? Astăzi? O, oh, suntem cam obosiți. duminică duminica seara, frate Clinișor. Acum noi deja ne gândim să plecăm acasă. Dacă nu astăzi, atunci când? Când? Dacă nu astăzi, când? Mâine? Miercuri, frate clinișor, miercuri! că e rugăciune. Nu acum, frate Clinișor, miercuri! Că o să vină părinții de la Oana și atunci o să fie miercuri și... Puteți să vă treziți fără noi. Acum astăzi. Dar știți care e problema cu noi? Noi vrem trezire, ne bucurăm că Domnul vrea să ne trezească pe noi, ne vrem trezire, dar vrem să trecem peste asta, peste punctul ăsta 2, peste toate barierele astea. Nu, astea nu trebuie să le mai împlinim. Și vrem să ajungem la binecuvântările trezirii și le, le enumăr aici. Sunt enumerate foarte clar aici binecuvântările trezirii cu care vreau să și închei. În cinci minute predica mea se va încheia și o să punem în practică ceea ce am, am, discutat. Care sunt binecuvântările trezirii? Atunci îl voi asculta din ceruri. Îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Asta sunt binecuvântările trezirii puse aici. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune că trezirea este mult mai mult decât o experiență de moment. Mult mai mult decât o bucurie la biserică, mult mai mult decât o pasiune pentru slujire. Și Domnul ne spune următorul lucru, în primul rând, îl voi asculta din ceruri. Ne va binecuvânta Domnul cu ascultarea rugăciunilor. Aș vrea să te întreb, crezi că e mare lucru asta ca Domnul să asculte rugăciunea? O, eu cred că e extraordinar de mare lucru. Extraordinar de mare. Asta este cea mai mare binecuvântare a unui copil al lui Dumnezeu să știi că rugăciunea ta este ascultată. Să știi că Dumnezeu atunci când strigi către El te ascultă din ceruri. Să știi că cerul nu-i de plumb. Că rugăciunea ta ajunge până la ceruri. Cei care mă cunoașteți mai îndeaproape știți că una din urările mele pe care le am e următoarea. Cine știe care e? Du-te în pace și Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea aia pe care numai tu o știi, care nu o știe nimeni. Am învățat și îmi place lucrul acesta. Știți de ce îmi place? Pentru că îmi place ca și mie, Domnul, să-mi asculte rugăciunea. Îmi place lucrul acesta. Lucruri pe care nu le împărtășesc cu nimeni, lucruri pe care tu nu le împărtășești cu nimeni, numai cu Dumnezeu. Asta este urarea mea pentru tine, Dumnezeu, să-ți asculte rugăciunea în anul 2012. Și știu că sunt aici printre noi oameni, părinți care se roagă pentru copiilor. Frate și soră, Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Știu că sunt aici copii care se roagă pentru părinților. Dragii mei, Dumnezeu să vă asculte rugăciunea. Știu că sunt aici oameni care se roagă pentru diferite cauze, poate financiare, poate de boală. Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Atunci Domnul ne va asculta rugăciunea. Și ce, mai, ce mare binecuvântare decât să ne asculte Domnul rugăciunea. Eu nu cred că este altă binecuvântare mai mare. Al A doua, al doua binecuvântare, iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor. Problema cea mai mare a creștinului sunt păcatele ascunse. Pe care le ține ascunse și nu vrea deloc să le, să le meargă înaintea Domnului și să se lase de ele. Ar vrea să se lase, dar nu poate. Păcatele ascunse sunt o piedică în calea propășirii spirituale. Și mai ales tinerii au această problemă. Hidden sins, addictions, problems. Și Dumnezeu ne spune în această seară când va veni trezirea. În ziua în care voi lăsa trezirea, păcatele acestea îți vor fi iertate. De ce? Pentru că vei avea curajul să le mărturisești și vei avea puterea să te lași de ele, binecuvântat să fie Domnul. Vei simți libertate, vei simți slobozenia aceasta pe care o dă Dumnezeu. Iertarea păcatelor. O biserică ce este trezită are eficiență în evangelizare. De ce? Dumnezeu va trece la iertarea păcatelor Acelor care încă nu-L cunosc pe Domnul, iertarea păcatelor. Și apoi, în ultimul rând, eu am pus acolo prosperitate. Și o să vă gândiți, oare de ce am pus eu prosperitate? Frate, când ușor, predici Evanghelia Prosperității, nu nici de cum. De fapt, nu-mi plac predicatorii care predică Evanghelia Prosperității. Nu-mi place. Dar aș vrea să ne uităm la textul acesta. Ce scrie acolo? Și voi tămădui țara. Și noi suntem atât de spirituale încât spiritualizăm și asta. Ce înseamnă să-mi tămăduiască țara? O, oh, bineînțeles, să aducă sănătate, să... Nu, frați și soră. primul lucru. Biblia trebuie să o citim prima dată. Ce spune ea? Evreul când a citit acest, aceste cuvinte, la ce s-a gândit? Știți cum a gândit el? Vom avea grâu. Vom avea bucate. Vom avea ce să punem pe masă. Vom avea binecuvântare financiară. Și mă, uitați-vă -mă la versetul 13. Am să citesc ce înseamnă tămăduirea țării. Nu voi închide cerul. Și va fi ploaie. Voi porunci lăcustelor să nu mănânce țara. Nu voi trimite ciuma sau boala în poporul meu. Prosperitate. Materială. De sănătate. Și apoi, bineînțeles, că putem să aplicăm lucrul acesta și la binecuvântarea spirituală. Privește în viața ta și poate sunt atâtea lucruri în care țara ta, familia ta este bolnavă, suferi. Dar vine Domnul și spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, Vedeți, poporul meu vorbește de proprietate, noi suntem ai Domnului. Dacă peste care este chemat numele meu, e vorba despre identitate, noi suntem cineva în Domnul. Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, îl voi binecuvânta din ceruri. Și aș vrea să te întreb în această seară: vrei această trezire? Cât de mult o vrem? Cât de mult vrei trezirea aceasta? Eu o vreau. Eu vreau pentru mine și pentru biserica în care Domnul, cu ajutorul Domnului păstoresc. O vreau pentru voi. O vreau pentru mine, pentru casa mea. Și primul care o vrea sunt eu. Trezirea începe de la un om. Trezirea a început de la Ezechia. Trezirea a început de la împărații care s-au întors înspre Domnul de la Iosua și nu vreau să credeți că sunt împărat sau nu. Prin harul lui Dumnezeu sunt un lider în biserica aceasta. Eu vreau trezire. Așa vrea să te întreb pe tine dacă vrei trezire. Și cred că vrei. Spunea cineva Dumnezeu poate să facă mai mult într-un minut decât noi putem să organizăm în 50 de ani. Dumnezeu poate să facă într-un minut. Dumnezeu poate să declanșeze trezirea aceasta. În seara aceasta Acum, în seara aceasta. Știu că a fost un mesaj poate mai greu, poate mai tranșant, dar aș vă invit în această seară să ne ridicăm cu toți în picioare. Nu, mult mai mult. Mult mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus ca să ne smerim. Credeți că vă cer prea mult dacă vă spun să îngenuncăm, să ne smerim? Credeți că e prea mult? Nu, nu este prea mult. Aș vrea să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune. Și aș vrea să facem primul pas. Să ne smerim. Pasul al doilea, ne rugăm. Pasul al treilea, căutăm fața Domnului. Ne aranjăm prioritățile. Și să vedeți cum Domnul va deschide zăgazurile cerului, ne va bine binecuvânta într-un mod extraordinar. Nu pentru că acum facem o rugăciune, nu, 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 ci dacă ceea ce începem astăzi vom continua în viața noastră, în anul 2012.